Să rezolvăm acum două aplicații foarte simple legate de sferă. Prima problemă, să calculăm aria și volumul unei sfere cu raza de 9 cm. Trecem mai întâi formula pentru aflarea ariei. Aria unei sfere are următoarea formulă: 4pi ori R mare la pătrat. Am notat cu R mare raza sferei. Prin urmare, rezultă că aria sferei este egală cu 4 ori pi înmulțit cu raza este de 9 cm, deci avem 9 la a doua. Deci vom avea 4 ori 81 înmulțit cu pi, cu alte cuvinte, 324 pi cm pătrați. Pentru volum, volumul unei sfere, este egal cu, putem să scriem formula 4 pier la 3 asupra 3 sau putem să notăm că avem de fapt aria sferei înmulțită cu raza supra 3, de unde rezultă volumul sferei este egal cu aria sferei este 324 pi ori pi înmulțit cu raza este 9 supra 3. Facem aici simplificarea: 9 și 3 prin 3 ne rămâne 1 și 3. 3 ori 324 ne dă 972 ori pi centimetri cubi. Următoarea problemă. Într-o cutie de formă cilindrică cu diametru bazei de 4 cm și înălțimea de 18 cm se pun 3 mingi, fiecare cu diametrul de 4 cm. Se poate închide cutia. Deci avem o cutie de formă cilindrică cu diametru bazei de 4 cm și punem câte o minge în această cutie. Iată, trecem aici că avem diametrul bazei. Este de 4 cm. Știm că înălțimea este de 18 cm. Hai să facem aici linie verticală. Avem aici 18 cm și în această cutie cilindrică punem 3 mingi fiecare cu diametrul de 4 cm. Deci putem să trecem că avem aici 4 Centimetri. Întrebarea este dacă după ce punem cele trei minci, se poate închide cutia. Prin urmare, trebuie să vedem dacă suma înălțimilor, și zic înălțimilor între ghilimele, deci dacă suma înălțimilor celor trei minci depășește cei 18 cm. Păi vom avea, de fapt, iată, putem să trecem aici că avem. 4 cm și acesta este tot diametrul, deci avem aici 4 cm și vor urma alte două mingi, fiecare cu diametrul de 4 cm. La fel și aici, tot 4, la fel și aici. Păi o problemă foarte simplă. Trebuie să vedem dacă 4 ori 3, adică 12, este mai mic sau egal cu 18 și într-adevăr 12 este strict mai mic decât 18, deci această relație este îndeplinită. Cu alte cuvinte, cele trei mingi încap în întregime în cutia cilindrică. Cu alte cuvinte, răspunsul este da, se poate închide cutia.